Hello, hello! Un nou unboxing, de fapt am primit două comenzi, una dată luni seara, una dată miercuri dimineața, așa că am mai multe oferte și zic, haide să vă arat ce mi-am mai luat, ce mi-au mai comandat fetele, prietenele mele, doar fete, da. Uite, eu acum mă gândeam că nu am niciun client, domn, am doar doamne și domnișoare. Hai să vă arat oferta asta la cremele de corp. Am un divin, am Amber. Ele, dacă luați doar una singură, sunt la 29 de lei. Dacă luați două, oricare două, sunt la 23 de lei. Deci e o ofertă super bună. Tot o ofertă bună avem la deodorantele cu bilă. Eu deocamdată am comandă la Miss Giordani, dar chiar azi dimineața am mai dat una și la Giordani Woman, care sunt foarte căutate și sunt la 12 lei fiecare. Apoi, am un ruj din acesta nou, The One Smart Sink Lipstick. Apropo, și eu sunt dată pe buze cu unul. Ia să vi-l arat pe al meu. Mi l-am luat din catalogul trecut. Este Creamy Rosewood al meu și anume codul, da, că vreți și voi să-l comandați, să-l și găsesc, 46441. Rămăsesem fără ruj, am mai făcut un video în care am zis povestea, am fetița cea mică, are 3 ani și 8 luni, dar e pasionată de machiaj. Deja s-a plictisit de cele de jucărie și mi-a rujurile mele, toate rujurile mele, care au fost ale mele, nu mai sunt la ea. Are o genuță de machiaj în care își ține ea toate produsele, oje de jucărie, farduri de jucărie, rujurile mele, fostele mele rujuri, așa că mi-am luat un ruj nou. Dar hai să vi-l arăt și pe acesta comandă, care este un Baked Terracotta, codul 46438. Ia să-l vedeți. Foarte fain rujul ăsta, eu chiar azi l-am încercat, că am făcut câteva videouri. E foarte cremos, imediat se aplică, imediat se colorează buzele. Nu sunt eu cea mai mare expertă în dat cu ruj. Cred că ați văzut că multe videouri și uit să mă dau, dar ce să uit, să nu uit, dacă n-am cu ce. Dacă am rămas fără rujuri, da, se rezolvă. Noroc că sunt la Oriflame și am la dispoziție o gamă largă de rujuri. Hai să vă arăt ce am mai comandat până una alta. Tot o ofertă bună, două la preț redus, deodorantele spray pentru bărbați, dacă luați două sunt la 20 de lei fiecare. Am și comandă, am luat și pentru soțul meu că și el le folosește și una, două se termină. Am mai avut o comandă la magnetista, s-a terminat oferta asta luni, dar a fost super bună oferta la 96 de lei. Am avut o comandă la gelul acesta CC de la Giordani. Cred că știți, gelul CC e mai mult o cremă, ajută mai mult la hidratare și are mai puțin pigmenți de colorare, deci putem spune că e o cremă colorată destul de ușor și eu l-am folosit pentru tenul meu care nu am imperfecțiuni, era destul de ok. Important e pentru mine cel puțin să fie uniformă culoarea tenului, că eu pe unele locuri sunt mai rozalie, prin altele mai maronie și când aplici un produs arată totul așa uniform. Acesta pe care l-am eu are codul 43217, nuanța se numește tan. Da? Tan ar trebui să fie un bronz, dar nu e foarte închis. Cred că ar merge și la mine. Mai am un top coat cu scare rapidă, e la ofertă el pe la vreo 20 de lei. Mai am două tușuri de la The One rezistente la apă pe maro. Uitați, aici e bulina maro, e tot de pe la oferte, flyer, nici nu mai știu că avem atât de multe oferte, sunt pe undeva, 37751 și e cel super, super rezistent. Hai să vă arăt cum se vede maro. Wow, ce drăguț e! Cine mi l-a comandat, m-a rugat explicit să nu încurc, nu prea încurc eu, codul și să fie maro. Două. Și mi-a mai luat și un rimel cu care am înlocuit taxa de livrare, astfel încât să nu o plătesc. Chiar dacă la sediu nu e foarte mare, dar era păcat să nu iau rimelul. Eu mai am unul aici. Am fost la un curs de automachiaj cu Andreea Cobzaru și am primit acolo un pachet de produse, printre care și acest rimel. Sunt dat acum cu el, am făcut așa un video demonstrație, cred că o să-l pun și pe YouTube. Dacă nu puteți să intrați pe pagina mea de Facebook sau pe TikTok, acolo pun destul de multe. Nu, pe Facebook pun cele mai multe. Și am făcut o demonstrație. Asta e capătul de sus, cel pentru alungire și definire. Și vă arat imediat și capătul de jos. Eu am făcut adineauri un video în care am arătat, m-am dat la un ochi cu capătul de alungire, la un ochi cu capătul de volum și apoi am încercat să vin peste ca să ajungă la fel, așa, genele, că se vedea diferența. Aici erau subțiri și lungi, aici erau voluminoase și acum mi se pare că sunt prea voluminoase pentru gusturile mele, dar sper că vouă vă place. Și hai să vă arăt imediat și cea de-a doua comandă pe care abia am primit-o, nici am deschis-o.
Vreau să vă arăt așa că am multe, multe cutiuțe cu minuni din acestea roz. 12 mi-a comandat cineva. Cred că vrea să le ofere mărțișor. Nici nu am avut timp să întreb detalii. De obicei când duc comanda, mai stăm de vorbă și mai povestește. Acum a fost repede. Așa mi-a dat comanda miercuri dimineața. Am și trimis-o. Mi se pare o idee super faină și eu am luat pentru fetița mea cea mare în anii trecuți să mai dea mărțișoare la colege cutiuțe cu minuni. Acum e la liceu și mi-a zis că nu se mai practică să mai dea fete la fete, așteaptă de la băieți să primească. Iar pentru cea mică, abia e primul an la grădiniță și nu i-am luat cutiuțe cu minuni deocamdată, mai aștept. Eu nu le-am luat niște mărțișoare, mai mult jucării, așa ca pentru ei. Și eu am și un băiețel, apropo, azi e ziua băiețelului meu, dar băiețelul meu, din păcate, are probleme de sănătate, nu merge la școală, la grădiniță, la nimic, pentru că nu-i permite starea lui. Azi face 13 ani. Așa, să continuăm cu comanda. Am și un set SNSN Co, e cel cu prună și smirnă. Am pe cineva care e fan și a comandat acum vreo lună, așa, erau la preț întreg. Acum, dacă tot le-am găsit în ofertă, am anunțat-o și a comandat din nou. Despre gama asta SNSN Co nu vă mai povestesc, v-am mai arătat că am și una la sediu. Îmi place foarte mult și crema de mâini, imediat hidratează mâinile și loțiunea de curățare. Acesta, de exemplu, scrie pe etichetă Hand and Body, adică poți să-l folosești și pe mâini și pe corp ca gel de duș, dar eu nu mă îndur. Pentru corp am acum gelul de duș cu ananas, sunt super încântată de el și le folosesc doar ca să pun lichid pentru că îți rămân mâinile foarte, foarte hidratate. Știți că atunci când cureți produsul de curățare, uneori mai usucă, dar nu-i cazul la acesta, nici la Milk and Honey, acelea sunt preferatele mele și le folosesc. Mai am un deodorant Miss Giordani și în comanda asta mai am un rimel pentru livrarea gratuită. Hai să încerc să le așez așa frumos. Cremele de ochi de la Royal Velvet sunt la 20 de lei și 99 de bani și am comandă de 5, una mai e pe aici pe undeva. Mai am parfumele din acestea, ediție de poșetă, un Esența și un Poses. La fel e ofertă dacă luați unul singur, cred că e 35, dar eu am luat două și vin la vreo 27 de lei fiecare. Un fond de ten Pure Euphoria, e oferta săptămânii actuale, e la 44 de lei. Haideți să caut ceva să deschid cheia de mașină. O folosesc ca să deschid ușor, să nu stric ambalajele, să vă arăt și nuanța lui. Este un bej. Ia uitați-vă puțin. Doamna folosea natural bej de la alte game și acum am văzut oferta. El am recomandat pe acesta, care am aflat de la Andreea, tot la cursul de make-up, că are o acoperire destul de bun, de mare, așa, dacă vă doriți acoperire. Încă un ruj de la The One Smart Sink, este un delicat roz 46440. Hai să vedem cum arată și rozul delicat, că pe ăsta nu l-am văzut, cred, până acum. Oh, delicatul roz nu-i chiar spre roz. E, adică nu e pinkul ăla, rozul bombon. Vedeți, e un roz drăguț, așa. Eu îl văd mai mult piersică, nu? Sau cum ați numit voi culoarea asta? Și niște creioane de buze. Îi le arat imediat, dar eu le și ambalez la loc ca să nu las haos și așa e un pic de deranj pe birou, dar cât de cât. Bun, creioane de buze, avem unul nude, e Coffee Caramel nuanța 37729 și un roșu Scarlet Red 37734. Hai să le deschidem. Cred că sunt la vreo 15 lei. Acum, uite, asta e puțin că am răsucit. Da, lăsăm așa cum e. Tragem câte o linie pe aici. Da? Coffee Caramel e mai jos. N-am insistat foarte tare, dar roșu e roșu și ăsta e tușul maro rezistent, care v-am mai arătat și cu cel negru că se șterge foarte greu. Ăsta e și varianta rezistentă la apă, dar vă spun eu că și cea nerezistentă la apă rezistă foarte bine. Chiar dacă eu nu prea mă machiez cu tuș, vedeți, eu am ploapa căzută și nu prea îmi place cum arată. Acum am învățat la cursul de automachiaj cum să-mi fac ceva cu creionul, cu blending, dar e un pic cam mult pentru mine, trebuie să mai exersez. Mai am o ojă On Color Sherry Burgundy 3896. E chiar sherry, drăguță și are așa particule mici, mici, mici de sclipici prin ea. Dacă vă plac ojile astea sidefate,
Apropo, nu știu dacă ați observat, asigur ați observat, eu nu mai am unghii cu gel și chiar aveam așa un dubiu dacă să mai fac unboxing-uri, că vedeți, dau din mâini, doar că am avut aici o problemă cu o unghiuță. Nu dau vina pe manicuristă și prietena de-a mea, doar că eu am cuticulele foarte sensibile și la un moment dat mi-a atins aici puțin cuticula, deși e pila doar a mea, eu am plecat de acolo bine cu cuticula puțin rănită, doar că am venit acasă, știu că era prin vară, toamnă, stau la curte, am mai smuls buruieni, am spălat vase, băiețelul meu, v-am spus că are probleme de sănătate, poartă Pampers, schimbă-l și s-a infectat și s-a făcut aici o infecție urât, am rezolvat-o, dar după aceea mi s-a îngălbenit unghia, s-a făcut chiar maro, vedeți că mai e puțin, zic eu, așa spre vârf. Văd că acum îmi crește bine, mă așteptam să-mi cadă unghia cu totul, dar nu. Am mai dat eu cu niște chitoneil că aveam prin casă, dar n-am fost consecventă, nu cred că asta e cauza, deci nu cred că a fost o ciupercă. Am căutat pe net, bineînțeles că am aflat că pot să am și cancer. Pe bune, așa scria, dar n-am luat în serios, nu sunt chiar așa panicoasă, dar am găsit explicația că dacă ți afectezi cuticula, cumva și unghia are de suferit. Uite, nu știam și din cauza asta a crescut așa maro. Acum aștept și eu să revină și ea la culoarea normală, la forma normală, pentru că aici e și denivelat. Când îl tai cu unghiera, zici că tai prin burete, așa partea asta de unghie, e puțin cam ciudat. Și de asta nu am eu unghii, dar mă bucur că nu m-ați întrebat și nu m-ați criticat. Bine, putea să mă întrebați, nu e nicio problemă. Vedeți, astăzi am mai mult timp și am mai stat așa un pic la povești. Și am mai găsit un creion pe acolo prin cutie, un Dark Plum 37736. Hai să vi-l arăt. Și pe plum le-am pus în ordinea nuanțelor, vedeți, așa le-am pus în degrade. Asta e plam, un movuliu, o prună așa mai închisă. Bun, astea au fost comenzile mele de astăzi. Mă bucur că am avut timp și încă o dată vă mulțumesc pentru toată susținerea. Vă pup și vă transmit toate gândurile mele bune.